v-am regăsit! Discutăm astăzi despre campania Colectează Separat pentru un Arad Curat, desfășurată de Asociația Principele Nicolae, cu implicarea directă a Alteței sale Principele Nicolae a României, pe care avem onoarea să-l avem alături de noi în platou. Bine ați venit la TV Arad! Bine v-am găsit! Ce v-a inspirat să faceți această campanie și să vă focalizați pe zona de blocuri din Arad? Primul este ideea să avem un mediu mai curat în zona noastră și să avem un mediu curat trebuie să și avem cetățeni responsabili prin o acțiune de conștientizare. Și așa facem prin Arad. Anul trecut am făcut prin Alba Iulia. Avem angajați pe teren în zone cu blocuri și cetățeni care ies din blocuri răspund dacă acceptă anumite întrebări despre mediu, despre deșeuri, despre reciclare, sortare, de fapt. Și încercăm să conștientizăm publicului despre nevoie de a sorta. Cum a decurs până acum interacțiunea cu cetățenii Aradului? Aici putem să facem o comparație cu Alba Iulia. Iată, avem experiența aceasta. Alba Iulia e un oraș mult mai mare. Suprafață în care noi am fost implicați, zone, erau mult mai multe. Suprafață mult mai mare față de Arad. Dar până acum a fost mult mai ușor, fiindcă am și învățat foarte multe de data trecută. Dar, în general, aradeni n-au primit cu brațe deschis și a fost foarte bine până acum. Care au fost, practic, reacțiile lor? Au fost cetățeni reticenți? Că întotdeauna avem... Întotdeauna este un grup de oameni care nu întotdeauna vor să răspund la anumite întrebări. Dar, în general, erau foarte receptivi. Astăzi am și stat de vorbă cu mai mulți cetățeni și ne-au felicitat pentru această campanie, acest demers de a conștientiza publicului despre necesitatea sortării. Până acum doar 40% dintre cetățeni colectează separat, duc separat la punctele de colectare resturile menajere. Cum puteți îmbunătăți acest aspect? Prin comunicarea directă, să înțeleg. Cel mai bine întotdeauna este o campanie de conștientizare cu oameni care au timp, au răbdare să vorbesc cu publicul despre cum este o bună practică, practic. Ce facem noi, cetățeni, acasă, în bucătărie, când terminăm, nu știu, poate o sticlă de lapte sau o sticlă de ulei. Trebuie să fie clătit și făcut curat și după aruncat în locul corect, în zona blocurilor, unde noi suntem mai activi și prezenți. Și explicat frumos, într-un mod respectos, cu fiecare. Am urmărit un material pe care chiar noi l-am realizat, televiziunea Arad, în care un cetățean nu știa despre această turtire a ambalajelor. Nu era cunoscut nici termenul de turtire. Iată, sunt aspecte la care trebuie să lucrăm. Sunt termeni pe care trebuie să-i cunoască. Nu toată lumea știe și, practic, aici intervine rolul dumneavoastră. Exact, exact. Cum conlucrați cu operatorul de salubritate? Retim îmi vine acum în minte absolut aleatoriu. Cum puteți îmbunătăți prin colaborarea cu colectarea deșeurilor? În primul rând este foarte important ce facem noi, fiindcă culegem foarte multe informații și putem să facem o analiză unde putem să identificăm anumite probleme. Operatorul, probabil, vom afla că trebuie să comunică mai bine, poate, sau trebuie să schimbe anumite lucruri. Aflăm unde publicul nu este satisfăcut față de ei. Dar pe lângă asta este și vorba de autoritățile. Și ei sunt responsabili în anumite zone. Și noi comunicăm cu publicul, cetățeanul, crede că este responsabilitatea operatorului sau autorităților. Și noi explicăm, de fapt, nu, e așa sau e așa, să clarificăm situația. Deci comunicare din fiecare parte este foarte important și sigur vom afla unde trebuie să fie lucrat mai bine.
dacă este o colaborare mai bună între cele trei părți, adică cetățeanul, autoritățile și operatorul, sigur vom îmbunătăți acest mediu. Practic, provocările unde au fost mai intense, să spun așa, la partea de comunicare cu cetățenii sau la partea de prelucrare a relațiilor cu operatorii și cu autoritățile? Cu operatorul am colaborat foarte bine până acum, dar întotdeauna când trebuie să lucrez cu publicul, se poate să fie o provocare. Și, bineînțeles, sunt unii care sunt poate supărați, nu sunt satisfăcuți cu serviciul respectiv și angajații trebuie să ascultă, să au răbdare și trece momentul, dar bineînțeles, transmitem mesajul. Uite, sunt mulți care vor pubele pentru haine, de exemplu, sau pentru crengi, frunze și așa mai departe. Deci, noi culegem toate informații și transmitem mai departe. Cum îi puteți determina, încuraja, convinge până la urmă pe cei care nu vor să răspundă la chestionare? Pentru că avem cu toții nevoie și prin această campanie de părerea cât mai multor oameni. În primul rând trebuie să înțelegem că orice schimbare trebuie să fie făcut cu pași mici. Peste noapte nu putem să schimbăm un sistem sau un felul nostru de a arunca deșeuri. Deci pași mici. Și sigur, în comunitate, dacă sunt 2-3 oameni, se adună și mai mulți după. Domino effect, cum zic englezii. Da. Noi nu suntem primii care facem acest lucru. Suntem la și în Germania, în Anglia și în celelalte țări din Europa. Noi am început mai târziu, dar am avansat foarte, foarte repede și ideea de a sorta și toate containerele unde aruncam deșeuri sunt la disponibilitatea cetățeanului până la urmă. Ce ați întâlnit în teren ca nereguli de colectare, de sortare până acum? Mulți nu au realizat cât de strict un cetățean trebuie să fie dacă facem corect. Cum am menționat mai devreme, să spălăm sticlele, de exemplu. Da. Ambalajul, poate. Și cât de important este să fie aruncat fiecare în containerul lui, cum ar veni. Dar prin chestionarul întrebam dacă cetățeanul știe unde este aruncat, de exemplu, carton. Dacă știe sau nu, fără neapărat să se uite la container acolo. Încet, încet, oamenii înțeleg. Chiar dacă este o provocare la început, nu suntem obișnuiți neapărat, dar încet, încet obișnuim și facem cum ar trebui să fie. Dar părerea mea este provocarea să schimbăm mentalitatea producătorilor, ambalajul să fie făcut într-un anumit fel sau să aducem noi containerul nostru la supermarket să fie umplut oarecum cu produsul respectiv. Deci aici toată lumea este responsabil pentru mediul în care trăim. Cu ce experiență? Care este concluzia după Alba Iulia? Iată, la noi încă este în derulare acest proces, dar la Alba Iulia s-a încheiat. Este foarte important și probabil știm cu toții această colaborare între cele trei părți. Și este un efort imens pentru fiecare să facă treaba lui în ce este în sarcina lui. Da, comunicare, bineînțeles. Pe altă parte, angajații care sunt angajați la operator trebuie să fac lucru așa cum trebuie. Nu să facă cu pe scutătură așa.
trebuie să fie făcut și corect. Dar până la urmă, totul este vorba de comunicare. Și operatorul a schimbat mai multe lucruri acolo. Au învățat din ce am cules de la cetățeni. Fiindcă atunci au fost foarte mult în derulare în oraș la Iulia. Nu am văzut clar încă unde au fost schimbări, fiindcă tot orașul a fost de fapt un șantier atunci și nu numai. Dar oricum, în anumite zone al orașului, cetățenii faceau un lucru foarte, foarte bun. Dar sunt și impresionat ce și cum este aici la Arad. Așa. Dar trebuie să fie comunicat în continuare lucru. Și conștientizare trebuie să se întâmple în continuu. Nu numai cu campania mea aici, dar fiecare de la primărie, de la operator, fiecare trebuie să facă în continuare acest lucru. Cu flyere, cu reclame, cu oameni pe teren. Dar cea mai mare provocare este cum forțăm o schimbare. Și nu cred că e suficient să avem camere acolo. Noi suntem mai ascultători când e vorba de amenzi. Și asta e feedback ce am primit și la Iulie și aici de la cetățeni, că o amendă ar ajuta la schimbare. Și, bineînțeles, asta se întâmplă și în străinătate, în Germania, în Franța, în Marea Britanie. Așadar, până nu suntem sancționați, parcă mai suntem tentați. Nu luăm în serios lucrul. Exact, nu luăm în serios lucrurile. Întorcându-ne puțin la Arad, așadar, arădenii să se aștepte să întâlnească pe agenții dumneavoastră de sondaj, uh-huh, care le vor adresa întrebări și care îi vor ajuta să conștientizeze. De ce Aradul, al doilea oraș după Alba Iulia, și ce urmează? Aradul este un oraș nu neapărat mic, nici nu mare. Și faptul că am colaborat și la Iulia într-un mod bun și deschis cu operatorul și avem nevoie de sprijinul lor până la anumit punct. Și au propus și ei aici, noi am fost de acord. Și aici suntem. Și până acum proiectul a mers foarte bine, foarte bine. Care sunt planurile Asociației Principele Nicolae în continuare cu această campanie? Mai avem aproximativ 2 săptămâni, 3 săptămâni până terminăm acest proiect și după trebuie să facem o analiză și transmitem mai departe feedback-ul nostru și rezultatele. Bineînțeles, sprijinul nostru va continua. Poate dacă trebuie să fie efectuată în anumite schimbări, să suntem disponibili să ajutăm, indiferent dacă vorbim despre operatorul sau de la autorități, de la primărie. Altfel, o conștientizare trebuie să continue peste tot, nu numai în anumite orașe, trebuie să fie și pe plan național. Sper la anul o să mai fac într-un alt oraș, trebuie să vedem și de buget și atunci va depinde și ce oraș. Altfel, legat de sortare și responsabilitatea mediului și proiectul Codrii de Mâine, care este și legat într-un fel. Codrii de Mâine este un proiect dedicat împăduririi, prin care încerc să strâng o comunitate, indiferent de vârstă, dar mai ales elevi, copii, și mergem pe teren și plantăm copaci, dar în același timp explicăm de ce e important și ce importanță are, și lemnul este de fapt o resursă foarte importantă pentru noi. Nu neapărat trebuie să folosim lucruri de plastic sau de sticlă sau alte materiale care nu sunt naturale. Deci am două proiecte care merg mână în mână.
sunt legate de această direcție a ecologiei. O să revenim la proiectele pe care dumneavoastră le desfășurați sau aveți de gând în continuare. N-aș vrea să încheiem subiectul fără să accentuez un lucru. Da, conștientizare, acesta este scopul campaniei, dar ați ajutat și prin angajarea unor agenții de sondaj. Deci acolo s-au făcut câteva angajări, cum ați spus dumneavoastră, în fiecare oraș, depinzând de bugetul care vă stă la dispoziție. Iată că ați venit și pe partea aceasta și ați ajutat prin campanie. Da, exact, exact. Care sunt proiectele următoare? Și aici nu mă refer doar la domeniul acesta al ecologiei, ci în general la ce vă gândiți să abordați. Asociația Principal Nicolae derulează mai multe proiecte. Deja am vorbit de codrii de mâine. Când va începe? Noi încercăm să facem o acțiune din pădurire minim de două ori pe an, în funcție de vreme. Se pare că în noiembrie a început să fie deja foarte cald. Faptul că acțiune depinde de voluntar, ziua de astăzi, acum, noiembrie, este singura lună la sfârșitul anului în care poate să fie făcut astfel de acțiune, fiindcă vremea nu o permite, e prea cald sau înghețe foarte repede, deci nu este potrivit. Deci va fi la anul, în primăvară, deja sunt în discuții pentru acțiune lungă București, în februarie și martie. Sper să ofer două ocazii publicului să vină alături de noi și să plantăm împreună. Dar pe lângă acest proiect este și istoricalității. Este un proiect prin care merg prin școli și facultățile. Și anul ăsta am și început să fiu invitat la mai multe conferințe să vorbesc despre această perioadă, focusând poate pe leadership. Dacă vorbesc cu elevi, vorbesc mai general, fiindcă am numai două ore, care e foarte puțin, cu elevi. Și vorbim despre lucruri care sunt importante pentru ei astăzi și mâine și viitorul lor. Dar răspunsul meu în toată Iona este legat de poate regele Mihai, poate regina Maria, Carol I, și le folosesc pe ei ca o inspirație, un exemplu de urmat, un reper, dar anumite exemple ce au făcut sau ce provocări m-au întâmpinat. Și indiferent despre ce vorbim, dacă vorbim de politică, de economie sau, în general, acțiuni sociale, găsim un exemplu în trecut pentru o România mai frumoasă, mai bună în ziua de astăzi și în viitor. Mai am un proiect care a început acum două luni. Am început să citim cu copii din diaspora o dată pe lună. Este un proiect pilot. Citim povești în limba română și încurajăm copii nu numai din România, dar și din diaspora să înscrie și să ne vedem online într-o dimineață, într-o sâmbătă. Și citim și după avem o discuție, răspundem mai multe întrebări, eu cu soția mea. M-a fost primit foarte, foarte bine. Sunt povești din literatura universală, a noastră națională, cum le alegeți? În general. De la Ion Crangă până la alții care au scris povești pentru copii. E un proiect pilot și sper o să dezvoltăm să fie mai amplu și mai focusat pe scriitorii noștri. Alteță, profit de prezența în platou pentru a vă adresa o întrebare care poate merge spre planul personal, pentru că ați amintit de familia dumneavoastră.
Cum vă petreceți sărbătorile? V-am prins acum cu această ocazie aici în platou. Luna noiembrie se sfârșește cu campania și celelalte proiecte ale dumneavoastră și vom intra în perioada de final a anului. Ce planuri aveți? Decembrie, până la punct, încă o lună cu multe evenimente, evenimente festive și foarte frumos. Începe colinde și în fiecare an ne bucurăm să le luăm pe copii la concerte de colinde și nu numai. Altfel, focusul este să stăm liniștiți. Eu călătoresc foarte mult, sunt foarte ocupat, deci e momentul pentru familie să fim împreună, să nu facem nimic, să jucăm, să ne uităm poate un film, Crăciunul împreună, bineînțeles, cu bunicii, cu copii, cu cumnatul meu, cu soția lui nouă. și bineînțeles, mergem la biserică, dar... Respectați tradițiile. Da. Și mai multe mese în familie, așa, și ne bucurăm unul de celălalt. Și după avem Revelionul și acum copiii sunt puțin mai mari, orele lăsăm cu bunicii sau ei grijă de bunici. Și noi petrecem cu alți prieteni sau încercăm să ne strângem cu mai mulți prieteni cu copiii la ceași vârstă și ne vedem, fiecare gătește ceva și așa sărbătorim cu cei dragi. Care așa trebuie să fie. Da, este o perioadă frumoasă și vă aliniați acestei sărbătoriri în familie. Ne-am apropiat de finalul emisiunii și aș vrea să transmiteți un mesaj pentru arădeni, revenind la subiectul principal al emisiunii noastre, campania. Este foarte greu, o schimbare, dar vă încurajez să ascultați și să stați să vorbe cu agenții mei, angajații Asociației Principe Nicolae, care le veți vedea prin oraș. Această schimbare va fi benefic pentru fiecare dintre noi. Ai înțeleg că Radnoi este un oraș mare ca București, dar totuși, un exemplu de urmat ar putea să placă din acest oraș. Voi, cetățeni, puteți să fiți exemplu împreună. O comunitate unită care ar putea crea această schimbare. Un mediu mai frumos, un oraș poate mai verde, mai curat, sprijinit de această comunitate frumoasă. Această comunitate m-a primit cu brațe deschise și cu multă căldură aici. Și eu sper că între voi veți avea aceeași afecțiune de a lucra pentru o schimbare mai pozitivă, mai benefică pentru societatea în care trăiți, în care trăim. Nu numai pentru noi, dar și pentru străini și turiștii care vin în orașul vostru să vă viziteze. Mulțumesc mult, vă doresc mult succes, multă sănătate. Domnul ajută! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. Suntem onorați că v-am avut aici alături de noi în platou. Vă așteptăm și cu altă ocazie și mult succes în continuare cu campania și cu celelalte planuri. Și mulțumesc de invitație. Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare alături de programele televiziunii Arad.